Conform planului anual de activitate al Comisariatului Județean Hunedoara al Gărzii Naționale de Mediu, în cursul anului 2021, cele 6 echipe de comisari din cadrul instituției au efectuat un număr de 830 de controle. Urmare a efectuării acestor acțiuni de inspecție și control au fost aplicate un număr de 98 de sancțiuni principale, respectiv 29 de avertismente și 69 de amenzi contravenționale, au fost transmise către Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara 4 propuneri de suspendare a actelor de reglementare, au fost transmise 3 sesizări către organele de cercetare penală pentru posibile fapte infracționale privind legislația de protecție a mediului și au fost confiscate 2 mijloace de transport urmare a nerespectării legislației privind gestionarea deșeurilor. Acțiunile Gărzii de Mediu Hunedoara au fost ample, am avut o serie de 830 de controle efectuate cu 6 echipe de comisari, foarte, foarte mult în teren. Pe lângă acțiunile pe care le-am pregătit în tematică pentru anul trecut, am avut o mulțime de alte acțiuni vis-a-vis de colaborarea cu instituții partenere, cum ar fi Inspectoratul de Poliție, Apele Române, precum și o mulțime de sesizări pe care la care am dat curs, pentru că este important ca cetățenii să fie ascultați și să verificăm dacă într-adevăr se confirmă anumite aspecte sesizate și ce măsuri putem lua. Cuantumul amenzilor aplicate de comisarii Gărzii de Mediu Hunedoara este unul mare, de aproape 1,7 milioane lei sau circa 17 miliarde de lei vechi, lucru care nu a făcut plăcere reprezentanților instituției, însă aceștia au aplicat legislația în vigoare. Cuantumul sancțiunilor este de 1.600.000 de lei, 1.695.000. Deci, putem spune 16 miliarde, 17 miliarde în bani vechi. Nu ne bucură acest lucru, însă și aceste sancțiuni se dau conform legii. Asta e. De asemenea, în timpul acțiunilor de inspecție și control au fost vizate și măsuri de prevenire a încălcării legislației privind protecția mediului, de mediatizare și conștientizare a obligațiilor ce le revin persoanelor fizice și juridice conform legii și au fost impuse măsuri de remediere pentru neconformitățile constatate.